Deci, elefantul e emoție și inconștient? Bun. Tot ce e automat. Când încui ușa și nu-ți minte dacă e încuiat-o sau nu, elefantul. Încuiat. Am înțeles, elefant. Când te speli pe dinți și te gândești la altceva în timp ce faci asta, elefantul face mișcarea asta. Când okay. înveți să mergi pe bicicletă și nu mai uiți, s-a dus în structuri. Mașină astea la fel și să yes. Ăsta la altul, rațional poate, de exemplu, să corecteze ce decizia e elefantul. Dacă elefantul are impulsul, apropo de perioada asta în care suntem stresați, să mănânce emoțional. Elefantul, unul din lucrurile care e cel mai simplu de făcut când simți stres, e să băgăm mâncare că îți dă dopamină. Okay. Dopamina e plăcere, e un hormon care îți dă sentimentul ăsta de plăcere, de motivație și reglează stresul. Elefantul dacă a prins mișcarea că eu când sunt stresat, dacă mănânc trece stresul, ăsta încearcă să o repete pe pilot automat ori de câte ori simte stres. Călăreț, ultima structură. Ăsta poate să zică, bă, nu e bine să facem asta, că dacă mâncăm ecler în fiecare seară, o să ne pară rău mâine, vine vara, poate mergem în Grecia, poate mergem la mare. Vocea raționii. E bine. Exact.